filmul în 92 și da, aveam 23 de ani. Nu am înțeles final. Dumneavoastră spuneți că nu vi l-ați amintit acum și mi se pare interesant. Tocmai finalul, eu nu l-am înțeles, pentru că iată, n-aveam toate instrumentele să pot să înțeleg de ce nu se termină, adică era, adică de ce vulpea aia mai este tăiată în continuare. Și evident îmi vine să vă întreb dacă vă imaginați, dacă faptul că acea vulpe mai era tăiată, dacă vă imaginați că deci imaginai, se totuși îți imaginai, pentru că da, și partea proastă este că îți imaginai și pentru 2018. Asta, pe asta. Adică îți imaginai pentru că aduceți-vă aminte toată acea confuzie din societate în care vedeai clar că nu s-a... Adică ce-și imaginau oamenii de bună credință vorbim, nu s-a întâmplat și exista această îndoială că lucrurile intră cu adevărat pe un alt făgaș în societatea românească. Asta, eu cred că era destul de limpede pentru o anumită categorie de oameni care, cum am spus, de bună credință, se simțeau jocurile pe dedesubt, se revenise într-o oarecare măsură multe din... Și astea, așa cum mă știu, n-aveam de ce să cred că lucrurile s-au tranșat și n-am vrut să las o imagine asta cu happy end. Eu țin minte, de exemplu, apropo de că nu se știa și că nu se știe. Există o secvență când ne uităm la televizor și la un pic când ne-am pușcat Ceaușescu. Da, da, da. Ne-am pușcat Ceaușescu. Și partea cu unde oamenii au inimă, ei iau un cimitir, îi aparține în Herta, dar ceea ce mi se pare foarte important e ce a adăugat Sere, e secvența mică în care noi ne uităm și mă întreabă cine în cine trage și eu spun, nu mai înțeleg. Da, pentru că... Vezi, asta, pentru că deja era clar că nu mai înțelegi. Da, astea toate sunt contribuția lui Sere și sunt foarte importante. În sensul ăsta spuneam eu că am ținut foarte tare cont să nu mințim cum ar fi, pentru că asta era situația, nu uitam cu toții la televizor și nu mai înțelegea nimeni. Și că da, de fapt erau niște goluri în scenariu implicit. Da, evident. Da, 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 da. Scenariul era așa construit din, de fapt, din bucăți. De altfel, Tintilie mi-a zis, dragă, eu l-aș fi făcut ca pe un jurnal, după ce eu făcusem filmul, deci... dar... Da, pentru că era pe bucăți. Da, da, era pe... pe da, da, era ca un, ca un jurnal, da, în care erau notate întâmplări. Da. Fără, fără ceea ce se cheamă o construcție tipică de, de dramaturgie, cauză-efect. Da, toate lucrurile astea trebuia, la un moment dat, da, asta era una dintre problemele pe care le aveam de rezolvat, să dai sentimentul ăsta, că lucrurile nu se, nu sunt, nu se întâmplă așa. Asta cere o dramaturgie, din păcate, cel puțin o dramaturgie așa cum o înțeleg eu. Astăzi, în ziua de azi, lucrurile, sigur, se fac filme foarte bune și fără o dramaturgie tradițională. Deci știu că Herta a fost teribil de lovită de toată întâmplarea, cred că a și plecat imediat din Timișoara. Pentru că avea, apropo de vulpe și de toate, avea sentimentul ăla că continua. Nu se mai, că nu se continua. Deci, aparent, s-a întâmplat ceva și totuși lucrurile merg în continuare ca și nu s-a întâmplat. O întâmplare, vă dați seama că era o întâmplare pe care nu puteai
Puteai să o ignori la, la nivelul faptic, dar la nivelul interior, psihologic, nu puteai să o uiți. Eu nu puteam să o uit. Și atunci, sigur că adăugai lucrurile astea, adică ai și mai inventat. Ai trăit momentul în care... Țin minte la premieră, la... De la Timișoara? Nu, aici, la premiera, când s-a terminat filmul și erau invitați și din... Cum s-au ridicat și au zis, fie rățel, dracu, cu revoluția voastră și cum s-au uitat la mine. Deci reacțiile n-au fost... Da, știi? Adică reacțiile n-au fost și nici la stare, de fapt. Nici la stare. Adică, da, bine, în general, da, extraordinar. Da, bine. Mă rog, ce sau ce lumea s-a identificat așa, dar au fost și reacții așa. Dar ce mi s-a părut interesant ieri, că îmi povesteați, că vă povesteați ceva ce vi s-a întâmplat și dumneavoastră în București. Da, 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 la Vila Cross, da. Și ați folosit o expresie care mi s-a părut foarte convingătoare și anume faptul că ei acționau cumva individual. Deci, în lipsa, în contextul deșirării sistemului care îi motiva, ei continuau să acționeze individual și sigur că asta, la fel ca și filmul, ca finalul filmului, îți dă senzația că există un rău care e în absența funcției, de fapt, pentru că ei nu mai aveau o funcție. Teoretic, nu mai aveai de ce să faci asta. Nu mai servea nimeni. Dar faptul că răul este genuin, că este ca atare și că poate fi întreținut de oameni, este simplu.